Bună! Sunt Mihai și astăzi o să vă citesc o carte cu poezii pe nume Melc, Melc, Odo, Belc, cu niște poezii foarte frumoase. Sper să vă placă! Melcul. Melc, melc, odo, belc, scoate coarne băurești și te du la baltă și bea apă caldă. Și te du la Dunăre și bea apă tulbure. Și te du la mare și bea apă tare. Și te du la munte și bea apă limpede. Și te suie pe buștean și mănâncă leuștean. Ariciul. Peripețiile unui arici la peție sau povata căsătoriei cu socoteală. Arici pogănici, du-te la moară, de-te în soară și a fata lui cicoară. Cu mărgele de sucele, cu cercei de ghiocei. Și a zesre nouă țeste și un ogar după car. Cățelușul, cățeluș cu părul cret, fură rață din coteț. El se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură. Pisica. Pisicuță, pis, 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 te-am visat azi noapte în vis. Te spălai, te pieptănai, fundă roșie îți spuneai. În oglindă te uitai, ce frumoasă mai erai. Moș Martin. Joacă bine, Moș Martine, că-ți dau pâine cu măsline. Joacă bine, Moș Martine, că mă dau pe lângă tine. Tropa, 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 tropa pe podele, mâța face socotele. Tropa, tropa pe părtiță, mâța este doctoriță. Iar motanul pe cuptor vrea să fie învățător. Cerbul, cerbuleț frumos, cu coarne de os. Cerbuleț de munte, cu coarnele în frunte. Iar în vârful lor, leagăn de mohor, leagăn de mătase, împletit în șase, pentru copilițe, frage de mlădițe, pentru băieței, mândrii ghiocei. Cioara, cioară, cioară, de la moară, n-ați un dinte de os și dă-mi altul mai frumos. Iepurașul. Cum a nimurit iepurele în friptură, iepuraș cu coadă scurtă, a venit și el la nuntă. S-a așezat în capul mesei și a mâncat tortul miresei. Mirele s-a supărat, de urechi l-a înșfăcat. I-a făcut o învârtitură drept în oala cu friptură. Porcul. Fac focul, pun oala, vine porcul și o răstoarnă. Bată-l să-l bată pe porc, am crezut că suflă în foc. Umăra, unulița, gâștilița, sava, mâțu, țâțu, o găină și un boboc și corață fără de cioc. Ciocboc, treci la loc, una, două, patru, nouă, sare cloșca de pe ouă, a sărit și a fugit, tu ești bun de amigit. Pe la moara dudului trece fata turcului, cu cojoc de motoc, cu blăniță tare, dar de mâță. Ești fetiță ca tincuță, la gherghiță în grădiniță. S-a oprit o prepeliță, prepelița cu doi pui, ieși afară să ne spui. Una, două, hai că plouă, trei, patru, hai la teatru, cinci, șase, spală vase, șapte, opt, porumb copt, nouă, zece, un pahar cu apă rece și o cafea amară, ieși pe ușa afară. Poveste. Trăia odată o babă și un moșneag, toți în oală cu chișleag. Sfârșit! Cercelul. O fată a fost cu oile la pădure și și-a pierdut cercelul într-o tufă. Apoi a spus către tufă: măi tufă, dă-mi cercelul. Ba nu. Merge mai departe și întâlnești o seceră. Seceră, taie tu tufa, că tufa nu-mi dă cercelul, ba nu. Mergi mai departe și întâlnești un foc. Focule, arde tu secera, că secera nu taie tufa. Tufa nu-mi dă cercelul, ba nu. Mergi mai departe și întâlnești o apă. Apă, stinge tu focul, că focul nu arde secera. Secera nu taie tufa, tufa nu-mi dă cercelul, ba nu. Mergi mai departe și întâlnește un bou. Boule, bea tu apa, că apa stinge focul. Focul nu arde secera, secera nu taie tufa. Tufa nu-mi dă cercelul, ba nu. Mergi mai departe și întâlnește o pușcă. Pușcă, împușcă tu boul, că boul nu bea apa, apa nu stinge focul, focul nu arde secera, secera nu taie tufa. Tufa nu-mi dă cercelul, ba nu. Merge mai departe și întâlnești un șoricel. Șoricelule, roade tu pușca, că pușca nu împușcă boul, boul nu bea apa, apa nu stinge focul, focul nu arde secera, secera nu taie tufa, tufa nu-mi dă cercelul, ba nu. Merge mai departe și întâlnești o pisică. Pisică, mănâncă șoricelul, că șoricelul nu roade pușca, pușca nu împușcă boul, boul nu bea apa, apa nu stinge focul, focul nu arde secera, secera nu taie tufa. Tufa nu-mi dă cercelul. Pisica s-a cam lins pe bot și a spus că îl mănâncă. Șoricelul, decât să mă mănânci tu pe mine, mai bine rod pușca. Pușca, decât să mă rozi tu pe mine, mai bine împușc boul. Decât să mă împuși tu pe mine, mai bine beau eu apa. Apa. Decât să mă bei tu pe mine, mai bine sting focul. Focul. Decât să mă stingi tu pe mine, mai bine ard secera. Secera. Decât să mă arzi tu pe mine, mai bine tai tufa. Tufa. Decât să mă tai tu pe mine, mai bine dau cercelul. Astfel, fata își primi cercelul și a scăpat de bătaie. Cei trei urși au fost odată ca niciodată trei urși care își făcuseră o casă în pădure și trăiau acolo. Unul era micuț, altul mijlociu și celălalt era un urs foarte mare. Fiecare avea câte o farfurie, ursulețul o farfurioară, ursul cel mijlociu o farfurie mijlocie și ursul cel mare o farfurie mare. În casă mai erau trei scaune, un scaunel pentru ursuleț, unul de mărime mijlocie pentru ursul cel mijlociu și altul mare, mare de tot pentru ursul cel mare. Fiecare avea și patul lui. Unul micuț era al ursulețului, altul de mărime mijlocie al ursului cel mijlociu și un pat mare de tot al ursului cel mare. Într-o bună zi, după ce și-au pregătit mâncarea de prânz, și-au pus în farfurii să se mai răcească, ca nu cumva să se frigă, mâncând-o așa fierbinte, s-au dus să se plimbe în pădure. Și în timp ce se plimbau, iată vine o pârdanică de vulpe la casa lor. Nici vorbă, nu era o vulpe cum se cade. De treabă, ci una obraznică și hoață pe deasupra. Căci mai întâi s-au uitat înăuntru pe geam, apoi prin gaura cheii și văzând că nu-i nimeni înăuntru, a împins ușa. Ușa nu era încuiată pentru că urșii erau niște animale cu minți la locul lor, care nu făceau nimănui niciun rău și credeau că nici lor, de asemenea, nu le-ar putea face nimeni vreun rău. Așa că hoața de vulpe a deschis ușa și a intrat. Și ce mai bucurie când a văzut mâncarea răcindu-se pe masă. După cum vă ziceam, de-ar fi fost o vulpe de treabă și nu una obraznică, aștepta până se întorc cei trei urși, căci aceștia erau blajini și buni la suflet, un pic poate cam neciopliți, mă rog, cum sunt cam toți urși, dar totuși foarte primitori. Ce ar fi poftit-o la masă? Vulpea însă nu era bine crescută, n-avea cei 7 ani de acasă așa că s-a repezit îndată să guste din mâncare. A gustat mai întâi din mâncarea ursului cel mare și i s-a părut prea fierbinte, așa că a mărăit ceva urât. Apoi a gustat din mâncarea ursului cel mijlociu și i s-a părut prea rece, așa că a mai mărăit ceva urât. Pe urmă a gustat din mâncarea ursulețului, care i-a părut nici prea fierbinte, nici prea rece, dar tocmai potrivită, și i-a plăcut atât de mult că a înfulecat-o pe toată. Totuși, vulpea, cea veșnic nemulțumită, a mârâit și de data asta, căci vezi tu, farfurioara ursulețului i-a părut prea mică și nu a ajuns să mănânce pe săturate. După asta, vulpea s-a așezat pe scaunul ursului cel mare și a părut prea tare. S-a așezat mai apoi pe scaunul ursului cel mijlociu și i s-a părut prea moale. Când s-a așezat însă pe scaunul ursulețului, i-a părut că nu-i nici prea tare, nici prea moale, tocmai potrivit. Așa că s-a tot foit pe el până i-a spart fundul și a rămas așa înțepenită. Atunci vulpea cea prost crescută a mărâit ceva urât. Apoi urca pe scări în dormitorul celor trei urși, s-a culcat mai întâi pe patul ursului cel mare, dar pena i-a părut prea înaltă. Pe urmă s-a culcat în patul ursului cel mijlociu și perna i-a părut prea joasă. Când s-a culcat însă în pătucul ursulețului, perna nu i-a părut nici prea înaltă, nici prea joasă, ci tocmai potrivită. Așa că s-a cuibărit în pătuț, s-a învelit binișor și peste puțină vreme a dormit buștean. Între timp, cei trei urși au socotit că mâncarea trebuia să se fi răcit îndeajuns, așa că s-au întors acasă să ia masa. Și când colo, ursul cel mare vede că lingura sa este pusă în farfurie și nu alături cum o lăsase. Cine a îndrăznit să mănânce din farfuria mea?" au luat supărat ursul cel mare. Ursul cel mijlociu a văzut și el că lingura lui este pusă în farfurie. Erau niște linguri simple de lemn, căci de-ar fi fost din argint, hoața de vulpe le-ar fi șterpelit. Cine a îndrăznit să mănânce din farfuria mea?" a strigat ceva mai încet și ursul mijlociu. Când ursulețul s-a uitat în farfuria arsa, a văzut numai lingurița, de mâncare nici pomeneală. Cine a îndrăznit să mănânce din mâncarea mea și a mâncat-o toată?" a țipat cu glas subțirelul ursulețul, dându-și seama că le intrase cineva în casă și mâncase prânzul ursulețului. Cei trei urși au pornit să caute peste tot, dar vezi bine că afurisita de vulpe, după ce se sculase de pe scaunul ursului cel mare, nu potrivise la loc pernița. Cine a îndrăznit să se așeze pe scaunul meu?" a urlat supărat ursul cel mare. Colac peste pupă, vulpea dăduse jos pernița a ursului mijlociu. Cine a îndrăznit să se așeze pe scaunul meu?" a strigat ceva mai încet și ursul mijlociu. Știți deja ce se întâmpla cu scaunelul ursulețului. Cine s-a așezat pe scaunelul meu și i-a spart fundul?" a țipat cu glas subțirel ursulețul. Atunci cei trei urși au început iute să caute mai departe și au urcat în dormitor. Ca un făcut, vulpea mișcase din loc perna ursului cel mare. "Cine a îndrăznit să se culce în patul meu?" a urlat supărat ursul cel mare. Vulpea cea neîndeminatică mișcase din loc perna ursulețului mijlociu. "Cine a îndrăznit să se culce în patul meu?" a strigat ceva mai încet ursul cel mijlociu. Când ursulețul a venit să-și vadă pătuțul, perna era la locul ei, dar pe pernă stătea capul vulpii, care nici vorbă nu era la locul lui, căci n-avea ce să caute acolo. "Cine s-a culcat în patul meu? Uite-o!" a țipat cu glas subțirel ursulețul. Vulpea auzise ca prin vis urlețul supărat al ursului cel mare, dormea însă atât de adânc că îi păruse doar cătună. Auzise prin somn și strigătul ursului cel mijlociu, însă îi păruse doar că bate vântul. Dar țipătul ursulețului era atât de ascuțit că a trezit-o îndată. A sărit ca friptă din pătut și, văzându-i pe cei trei urși, a luat-o la fugă spre fereastră. Aceasta era deschisă, căci urșii, mă rog, ca niște animale cu minți și curate ce erau, după ce se sculau dimineața, lăsau întotdeauna dormitorul să se aerisească. Vulcanea s-a înmult pe gânduri și a zbughit-o pe fereastră afară. Ce s-a întâmplat mai departe cu vulpea? N-am de unde să știu, pot să vă spun doar că cei trei urși n-au mai auzit de ea niciodată. Sper că v-a plăcut poeziile. Și pot să vă mai citesc și alte cărți cu poezii și sper să vă placă și acelea. Și o să vă mai citesc multe cărți și sper să vă placă și acelea. La revedere! Mua! Hei! V-am făcut și v-am citit astăzi! Dacă vreți să vedeți ce povești v-am pregătit, vă rog să vă abonați la canalul